Jack, piratul cel teribil. 999 de plăceri. Congresul vrăjitorilor. Iartă-mă, domnule, dar tot nu înțeleg ce facem noi aici. Adică nu ești vrăjitor, cu siguranță nu ești un războinic și singurul lucru pe care l-ai în comun cu un dragon e respirația urâtă. Ai fost în câteva temni, se presupun. Snack. Chiar nu înțelegi, nu? Una dintre căile de a rămâne în frunte în jocul piraterii este să fii informat. Sunt aici ca să văd ce fac adversarii mei. Voi observa noile aparate și idei și cu puțin noroc le voi fura. Am înțeles. Următorul, nume. Nu mulțumesc, am deja unul. Cum vă numiți? Da, desigur, eu sunt Jack cel Teribil și el este Snack. Mersi. Dispozitiv, dar dacă îl confund cu antitranspirantul meu, mă va pocni de toți pereții. Ceva miroase bine. N-avem timp să mâncăm, suntem aici cu treabă. Salut! Bună, mă bucur să te văd. Nu, imbecilule, voiam să spun salut în sensul că văd ceva ce pare foarte interesant. Ce anume? Bagheta acelui vrăjitor! Cu asemenea dispozitiv magic aș putea face tot felul de lucruri de nedescris! Deja faci tot felul de lucruri de nedescris. Oricum, trebuie să am acea baghetă! Zi-mă așa, e o baghetă foarte interesantă! Mulțumesc, domnule! Doamne, am scris greșit, magic, scrie Mad Jack! Dar numele lui e... Da, nu e prostie, eu sunt Magic Johnson, încântat! Acum de la magician la magician, cât costă bagheta aia încântătoare? Nu, bagheta aia nu e de vânzare, e doar pentru expoziție! Pentru că cel care deține bățul cel magic de grab ajunge la vrăjitoarea Victoria! Vrăjitoarea Victoria? Da, trăiește în canalele străvechi ale castelului celor 999 de plăceri. Ce s-a întâmplat cu numărul 1000? S-a dovedit că aia durea puțin. Dar să nu îndrăzniți să vă aventurați la castel, căci e păzit de ispititoarele ispitei. Doar cel care deține bagheta îi poate cunoaște plăcerile magnifice, dar chiar și el trebuie să fie atent, căci folosirea greșită a baghetei poate fi un lucru înșelător și groaznic. Bine, dacă ne depânzare, o zi bună, grotescul meu prieten netuns! O zi bună și ție, Magic Johnson! Sunt foarte mândru de tine, domnule. A fost un autocontrol excepțional. El a spus nu și ai plecat, ca un gentleman. Ne-ntoarcem să o furăm, rozător netot, și uite cum vom face asta. Bună ziua, bunule vrăjitor! Sunt Snucalina, una dintre ispititoarele ispite ale vrăjitoarei Victoria. Înțeleg, da. Excelența sa, vrăjitoarea Victoria, m-a rugat să trec pe aici și să te ispitesc, că sunt o ispititoare, să te ispitesc cu dansul celor 6 valuri. Și o șosetă. Ei, dacă trebuie. Pleca! Te iubesc! Fire ar să fie de ore de vârf! Am mai văzut traficul ăsta pe canal la Gramblehast. Poate dura ore să ajungem la castelul celor 999 de plăceri. Ore? Snack, scoate bagheta din cutie! Ne voi scoate din acest trafic cu magie! Dar vrăjitorul a spus... Airel! Poftim! Ei, acum nu știu prea multe despre magie, dar dacă mă ajută memoria, vrăjile au riba. Bun, amuna bună! Făgâne de mare subțire prin aceste vase ca să gust din la vrăjitoarei mele buze groase. A fost foarte frumos, domnule. Mulțumesc! Trebuie bani fixi. Nu cred că am mărunt. Snack, mai mărunt?
Nu. No. Nimic? Niciun dublon? Real, Peri, Galen, Franci, Bacht, Mantosare, ce mai noroc? Ah, stai! Oh, bagheta! Bagheta magică, mărunt n-avem, ridică bariera ca să trecem! Ce zici de asta, snack? Bagheta asta este magnifică! Domnule, uitați, am ajuns! Vrei să nu mai faci atâta gălăgie? Cred că mi-am dat seama care e problema cu bagheta. E mai scurtă cu un sfert. Da, domnule, dar uite, am ajuns. Nu sunt chiar ispititoarele la care mă așteptam. Nu acolo, acolo. Doamne sfinte, Slack! Pregătește-te să tragem la mal! Am înțeles, domnule. Sunt gata, domnule. Da, presupun că ești gata. Eu totuși trebuie să arăt mai prezentabil. Deci hai să mai încercăm o dată cu domnul băț magic. Pune-mă lângă berlogul vrăjitoarei, dar să arăt mai elegant rogul de baghetă dragă în haine mai grațioasă să fiu îmbrăcat. Trebuie să-mi cer scuze pentru fratele meu geaman, Quentin. Bună dimineața, doamnelor! Eu sunt Jack, Jack cel teribil. Doresc o audiență la maestatea sa, vrăjitoarea Victoria. Ai putea la fel de bine să te întorci pe corabie. Vrăjitoarea îl primește doar pe cel care deține bagheta. Înțeleg! Voilà! Acum lăsați podul, am aproape 1000 de plăceri de încercat și asta ar putea dura ceva timp. E adevărat, 32 de arome de înghețate au luat o săptămână. Trebuie să folosești magia baghetei ca să deschizi poarta, blegule, pirat prostuți. Ești sigură că nu ai cum, știi tu, să o deschizi, oare? Bine atunci! Deschide poarta, baghetă fermecătoare, ca să o văd pe vrăjitoare! Bine! Bine, hai să mai încercăm o dată! Deschide poarta, baghet... Deschide! De... Cine e? Voi ghici la întâmplare că voi spune că plăcerea nu e în direcția aia. Simt că vrăjitoarea Victoria e pe aproape. Asta e intuiția ta de pirat? Nu aia. Așa, Snack, deschide-o. Eu am să stau acolo și voi lua o postură vitează ca să o impresionez. Da, domnule. Bine, bine, o deschid eu. Hai, ține asta. Salut, tigrule. Nu, stai, așteaptă! Nu el e purtătorul baghetei magice! Au! Eu sunt purtătorul baghetei magice! Mie-mi convine. Dragule, sper că ești pregătit. Ia stai, ăsta e castelul celor 999 de plăceri! Așa este, dar sunt 999 de lucruri care mie îmi plac și numărul 1 pe listă e să-ți sorb creierul cu un pai. Domnule, am ceva dificultăți. Încercam să notez cele 999 de plăceri. Deci, numărul 52 era smulgerea unghiilor de la picioare? Nu, 52 era să joci Twister cu mangusta, parcă. Smulgerea unghiilor era numărul 17. Atunci... Care era înnodarea limbii? Asta era 44! Sau era 8?